În ședința extraordinară a Consiliului Județean Călăraș din data de 10 noiembrie 2020 s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatelor unor consilieri județeni. Astfel, cinci consilieri județeni și-au prezentat demisia, urmând ca pe locurile rămase vacante să fie validați noi consilieri în ședințele următoare. Cei cinci consilieri care au demisionat sunt Alexandru Lucian Vasile de la PNL, Ciprian Pandea PNL, Virgiliu Diaconu PSD, Ioan Cristian Marin PSD și Marcel Nuțu PSD. Motivul demisiei îl reprezintă deținerea unei alte funcții de conducere aflate în incompatibilitate cu cea de consilier județean.